O groapă, atenție, de peste un metru adâncime, s-a căscat peste noapte, chiar în centrul capitalei, lângă o trecere de pietoni, în apropierea parcului Cismigiu. Grav este că exista riscul ca această zonă surpată să se extindă și am mai văzut, vă amintiți, în alte cazuri, mașini înghițite de asfalt, de-a dreptul. Asfaltul aici, în zona parcului Cismigiu, ar fi cedat din cauza ploilor torențiale din ultimele zile. Zona a fost securizată imediat, iar traficul restricționat, asta ca să știți dacă sunteți în zonă ce se întâmplă. Intervenția autorităților ar putea fi îngreunată, deoarece, spun meteorologii, ploile vor continua în București până la sfârșitul acestei săptămâni. Va fi vreme foarte urâtă, așa anunță și codurile care au tot fost emise.